Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, stimați invitați, am avut un invitat, domnul primar Tristaru. Ne-am convocat astăzi în ședință ordinară, în data de 25 februarie 2021. Pe ordinea de zi avem 5 proiecte, plus un proiect suplimentar. O să dau citire ordinii de zi, o aprobăm și apoi vom aproba și proiectul suplimentar. Aprobăm suplimentarea. Proiectul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 și a termenului din anexa HCL numărul 36 din 17 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Măgura. Proiectul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap pe 2020, angajați ai primăriei Comunei Măgura, județul Bacău. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 7 din 20.01.2021 și a raportului de audit financiar numărul 1887 per 11.659 din 17.12.2020 pentru decizia numărul 7 din 20.01.2021 a Camerei de Conturi Bacău. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind propunerea de desființare demolare a școlii generale din sat Sohodol și a clădirii atelier școală arondată școlii gimnaziale Emil Brăiescu din sat Măgura, Comuna Măgura, județul Bacău. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor cu număr cadastral 65.163 și număr cadastral 576 aflate în domeniul privat al Comunei Măgura, județul Bacău. Proiectul numărul 6, cel care a fost primit astăzi, nu? Așa, este proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău. Comisia Învățământ, rapoartele, lipsește semnătura lucrului, dar nu dau așa. Da, am înțeles că am confirmat. Favorabile? Rapoartele de avizare consultative favorabile. Deci sunt întrunite pentru... Da, suntem 14 prezenți și un vot online a domnului Puiu. Sunt întrunite prevederile pentru votarea ordinii de zi, proiectului de ordine de zi. Cine? Supunem la votul ordinii de zi. Cine este de acord cu ordinea de zi? Și suplimentarea, bineînțeles. 14 pentru votul online. Proces verbal, nu? Da. Hai, vă prezint procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Măgura din data 28.01.2021. Avem ceva discuție asupra lui? Domnule Talal. Domnul președinte, stimați colegi, doamna, n-am apucat să-ți l-am citit, la pagina 4, domnul consilier Berușca Lucian întreabă de ce nu încercați să-l dați la serviciul de gospodărie comunală în subordine, nu știu, probabil așa, domnul vice Hamad Alexatal, avem o singură persoană la muncă, chiar dacă pe hârtie nu am săgeți, m-am desemnat. Adică nu se înțelege nimic, pentru că răspunsul ăsta era la o altă întrebare care era adresată, legată de cei de la ajutorul social, știți? Da. După aia se înțelege aici, se înțelege ca și cum... Să concord cu, să ascult de noi,
Mulțumesc. Să iau de el, dar am scris oricum jos, filmarea face parte din, ați văzut, face parte integrată din procesul verbal. Omit ceva, filmarea este activată. L-am citit după amiază, că văd. Da, am să completez, domnul Bun. Alte? Alte completări? Bun. Sunteți de acord cu completare? Da, da. Bun. Punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 4 și a termenilor din anexa la HCL numărul 36 din 17 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativilor de pe raza Comunei Măgura. O clipă, că e greșeala mea. Domnule primar Traistaru, sunteți invitați. Aveți ceva de spus acum sau vreți la final? La... Nu, aștept. Așteptați în ședință, da? Vă mulțumesc frumos. Mă vreau să vă garantez, da. Da, cuvântul domnului primar. Este inițiator. Așa, după cum știți, și după cum reiese și din proiectul de hotărâre, am luat o astfel de decizie în vara anului 2020 și în decembrie 2020, la finalul anului, s-a prelungit această măsură de anulare a accesoriilor pentru contribuabilii care își plătesc suma datorată către bugetul local. Și ne-am gândit că ar fi bine să prelungim și noi până la 31 martie, să le oferim această ocazie să-și poată plăti datoriile fără a mai avea adăugate accesoriile la sumele pe care le datorează la bugetul local. Cam astea, altceva, nu avem nimic de adăugat, nu e nimic nou. Este vechiul proiect, doar că îi prelungim valabilitatea până la 31.03. Întrebări? Colegi? Domnul Talat. Deci, vorbim aici despre obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, numărul așa, adică de când s-a înscris starea de urgență până acum, nu alte obligații fiscale. Deci numai... Cele care au prins și un proiect anterior, da? Și s-au prelungit până la 31 martie. Adică dacă unul are obligații din anterior, da. Anterior, da. Alea nu sunt... Nu? Nu. Doamna secretar. Da. Restante la data de 31.03.2020 inclusiv. Deci este vorba de ce era restant la 31 martie 2020. Adică și aia care au avut, n-au avut... Da, despre alea până la 31 vorba. Martie. Deci până la 31 martie 2020. Ce se încadrează cu restanțe, cu accesorii, în momentul în care se plătește principalul, da? Adică nu debitul mai efectiv, nu mai plătesc accesoriile. Și era valabil până în decembrie 2020 și acum o dăm prelungire până pe 30 martie, 31 martie. Da. Adică m-ați înțeles cum... Da, nu se întrebă. Doamna Florina, vă rog. Și cei care au plătit accesoriile până la data prezentei? Aia sunt corecți. E vorba de cei care au plătit după... De la 1 ianuarie până la data prezentii, nu? Ar intra în discuție cei care au care ar fi plătit, nu, de la data hotărârii prime. Înțelegeți? Din iulie 2020. Nu, doamna Băieceanu se referă de la data prelungirii, de la data finalizării pe 2020. Da. Până astăzi, când luăm noi decizia, pentru cei care au plătit în perioada asta, între decembrie și februarie 2021, care au plătit, ce se întâmplă cu ei? E punctual. Deci sunt până în decembrie, până pe 15 decembrie, a fost cealaltă vigoare. Am avut o hotărâre în vigoare care s-a prelungit termenul până pe 31.03. Depinde la ce dată au plătit. Trebuie analizat fiecare caz. Dar data de referință tot martie 2020. Da, există procedura ta. Probabil. Da, faci o cerere să vede despre ce este vorba și să... Principiu.
Vreau să întreb aproximativ aceeași chestii care a întrebat doamna colega mea, doamna Sorina, procedura, dar mi-ați explicat acum și vreau să vă mai întreb și faptul că probabil se face calculația în momentul când vine persoana să plătească, da. Și acolo se distinge penalitatea de bază și se va plăti baza. Exact. Da, mulțumesc. Nu pot să trec peste acest așa, pentru că la un moment dat și eu eram între cei care trebuia să plătească și aveam vreo 4.000 de lei majorat de întârziere și când s-a pus problema, foarte mulți colegi care așa au zis, da, așa este corect, că dacă n-ai plătit, plătești penalizări. Eu la sfârșitul anului, atunci în decembrie, nu știu, am plătit vreo 13.000 de lei, din care 4.000 erau, de asta am și accesorii. Acum, atunci era corect că aia care sunt corecți și plătesc la zi, plătesc fără, adică e normal. Acum, care este argumentul să iertăm pe ăștia, nu-i încurajăm pe ăștia care n-au plătit la zi, cum am fost și eu, care n-am plătit atunci la zi, să, adică nu este oarecum o chestie incorrect? Poți să mă spui și eu la cuvânt, nu? Vreau să-i spun colegului meu, domnului viceprimar, fără supărare, dar acest proiect a fost inițiat pentru că a fost o chestie națională, la nivel național, în care a fost un fel de relaxare fiscală pentru oameni care au trecut, când trece prin perioada de pandemie. Când dumneavoastră a sugerat lucrul respectiv, într-adevăr, legea era de partea dumneavoastră, se putea face lucrul ăsta. Numai că nu s-a făcut. Ăsta este adevărul. Nu mai exista niciun precedent în primărie, domnule. Da. La vremea aia. Asta s-a și era și pe creștere economică. Foarte mare creștere economică. Sub am simțit domnul viceprimar că are bun, nu? La venituri. Da. Eu mă bucur să dacă nu mai la... sunt, domnul viceprimarul a avut două intervenții suficient. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap pe 2020, angajații primăriei Comunei Măgura, județul Bacău. Domnule primar, aveți cuvânt ca inițiator. Sunt rapoarte pe care îl întocmesc anual oamenii ăștia, care nu se află într-o situație plăcută sau dorită. Așa prevede legea că anul ăla trebuie să-și facă raportul de activitate. Mai mult de atât să vă spun. Nu e de dorit niciunul dintre noi sau oricine altcineva să ajungă în situații de genul ăsta, dar asta e. O să vă adresez o întrebare, domnule primar, dacă tot suntem la asistență personală. Știți cumva dacă anul ăsta guvernul va subvenționa mai mult plata asistenților sociali? Că a rămas anul trecut, știu cum o sumă foarte mare în sarcina OAT-ului. Vă referiți la partea de... salarii. De salarii, de cofinanțare. Cofinanțare, contribuție. Care avem. Pentru că inițial era doar un 5%, nu? Cât era inițial? 10-25%. Da. 0-40%. Da. Sincer, nu am auzit nimic. Aș spune prostie, n-am studiat aspectul de probleme. Pentru că, la felul cum e bugetul anul ăsta, este destul de... Probabil că vom primi sumele și prevederile legate de buget, atunci nu putem distruma. Așa să mă apuc eu să spun dacă e bine sau rău, sau dacă guvernul va da sau nu, chiar nu vă pot spune. Am întrebat prin prisma faptului că sunteți în același partid și am spus, poate aveți informații, să ne destăinuiți. Nu, chiar... Da. Doamna Buiceanu, vă rog. Vreau o întrebare colaterală subiectului. Dacă există pe teritoriul Comunii Măgura persoane care sunt singure și n-au niciun venit în vârstă și dacă face ceva primăria pentru ele. Deci nu mă refer la persoane apte de muncă. Persoane care sunt de vârsta pensionării. Deci, nu au niciun venit. Persoane în vârstă, spuneți dumneavoastră. Vârstnici, da. Nu avem situații de genul ăsta. La nivel declarativ, probabil. Sau poate nu este o evidență. Nivelul declarativ. Nu avem, nu avem identificat de persoană. Ea este pe 416. Da. Avem atunci
Dar persoane care nu au niciun fel de venit și nu sunt în evidența noastră? Sunt singure și nu au niciun fel de venit. Așa, nu există atestă, eu sunt un bărbat de vreo 65-68 de ani, dar niciun fel de venit. Nu mai este decedat. Da, Urdubei decedat. Știam de el. Da, da. Un pușbic este o femeie. Un pușbic, domnul Brânză, o femeie din Screanu Valeria, care nu are niciun venit. Geseanu Viorica? Sau Viorica? Viorica, da, o știu. Are vreo 63-64 de ani. Nu știu dacă are 63-64 de ani. Viorica, nu-i Screanu. Screanu Viorica? Da. 50 de ani. Care lucra la Mărioara. Are 9 ani vechime, deci nu se poate pensiona. Are vârstă de pensionar, eu așa știu. Soția a murit acum un an sau doi. Acum 3-4 ani. Așa și nu are niciun venit. Așa sunt mulți care nu au. Eu cred că doamna Viorica a venit la primărie. Din cât îți mintea, muncea la doamna, la azilul de bătrâni. Adică este aptă de muncă, dacă asta vreți să întrebați. Nu știu. Da, eu am crezut că vă referiți la persoane aflate în stare de... Da, eu știu, în situația în care nu-și pot asigura, eu știu, traiul... Au zis, da, o persoană, după părerea mea, o persoană care a ajuns deja la vârsta pensionării, da? O persoană, așa. O femeie la 63-64 de ani, ar trebui să fie pensionară, nu? Dar care venit în spate. Care nu se pot întreține, care nu pot muncești. Păi și ea din ce să se întrețină? Să lucrezi cu ziua. Muncești la asta, la azil. Nu cred, nu știu. Eu am întrebat dacă există vreo situație de genul ăsta. Doamna Sorina, eu am cunoscut o doamnă la care faceți referire și am îndemnat-o să ducă la serviciul de asistență socială și să, dacă e cazul, să-și facă un dosar. Sincer, asta i-am spus. Dacă dumneai, cum o discuta cu mine, o discuta și cu dumneavoastră, se poate duce la primărie. Și cu dumneavoastră discutat, cu... mai sunt probleme acolo. Adică eu sunt de acord ca să ajutăm pe cei care sunt. Eu, stimată doamnă, sincer, nu vreau nici să fiu răutăcios, dar am evitat tot timpul să încurajez astfel de practici. În comuna Măgura e doar aurel de pivoare pe care îl știți cu toții la social. Ca să nu ne spune, am înțeles. Nu ajunge la o anumită vârstă, nu mai are putere să muncească. Doamna Sorina, vorba de, am înțeles. Dacă mai are cineva, domnul Mihai, ați spus ce ați avut de spus. Bun, cine este pentru proiectul pe ordinea de zi? Proiectul numărul 3 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind însușirea deciziei numărul 7 din 20.1.2021 și a raportului de audit financiar numărul 1887 per 11.659 din 17.12.2020 pentru decizia numărul 7 din 20.1.2021 a Camerei de Conturi Bacău. Cine se înscrie la cuvânt? Dați-mi și mie materialul, vă rog frumos, că sunt școlat. Nu are nimeni nimic de întrebat? Nu. Să-l întreb pe domnul primar. El trebuie să vă duce. Cum rezolvăm problema cu sumele de bani care nu au fost justificate prin bonuri fiscale de carburant? Dar dumneavoastră vă amintiți, în trecut, am purtat o discuție în ședința de Consiliul Local, există și în procesul verbal, în care v-am întrebat și dumneavoastră și pe doamna contabil de acum 2 ani de zile, vis-a-vis de aceste, v-am solicitat niște foi de parcurs, niște justificări a carburantului consumat. Atunci doamna contabil a spus în 2019 că nu există, dar s-a promis că se rezolvă. Acum ajungem la raportul Camerei de Conturi, în care spune că avem o problemă și niște bani nu se pot justifica. Spuneți dumneavoastră... Nu ați înțeles dumneavoastră bine, nu? Că nu se pot justifica, dacă ați citit bine acolo, în raportul Curții de Conturi, da. Spune că lasă o perioadă în care persoana desemnată se ocupe cu astfel de... Cu evidența bonurilor și a foilor de parcurs. Așteptați, domnul Berușcă. Da, vă mulțumesc. Vă ascult. Păi foarte bine. Da, să-și reconstitui și să pună cap la cap toate datele ca să iasă, să iasă situația pe care să o prezinte la Curtea de Conturi.
Avem sunt prezis de problema asta, s-a ocupat domnul Petroaia, i-am cerut și note explicative, dumneavoastră i-a dat și un răspuns în care și-a asumat că până la data stabilită de Curtea de Conturi, probabil mai devreme, și lucrează la situații și o scos de la OMV toate alimentările, tot ce este necesar ca să le actualizeze ceea ce nu are el și nu a stăpânit în totalitate. Dacă vom constata că nu poate acoperi sumele care sunt prinse raportul Curții de Conturi, va fi bun de plată. Domnul Petroaia. El va lucru, da, siguranță. Domnul Petroaia, el este delegat? El este, da, prin dispoziții, da, prin dispoziții el se ocupă cu astfel. De fapt și-o și-a asumat omul, domnule, o să reconstitui, o să fac tot ce este necesar, să-mi pun situația la zi. Am făcut adresă la OMV Petrom să ne dea desfășurătorul toate alimentările. Sunt alimentările toate trecute acolo, toate sunt pe trasee, nu sunt alimentări făcute, eu știu, în afara zonelor în care poate măgura ar fi avut treabă sau deplasarea către anumite instituții. Urmează dumneavoastră să-și pună tot cap la cap ca să ne prezintă o situație. Ce nu va putea să justifice, va trebui să plătească. Am înțeles. Domnul Mihai Brânză, vă rog. Cunosc un pic speța asta. Acolo e vorba de cu totul altceva. Să justifice bonurile. Sunt au fost date pe activități și pe servicii. La mașini, la serviciul de gospodărie comunală. Fisura pe care o să găsești la Petroaia, din ce punct de vedere? Când s-a dus omul și a dat cotorul. Da. Bonul nefiscal s-a pierdut o parte. El nu le-a gestionat cu întreb. Deci cotoarele, despre asta e vorba, nu? Când s-a pierdut, nu știu. Deci asta nu se justifică. Dar s-au găsit la Petrom alimentările. Da, deci sunt. Baza de date a Petromului e destul de sugestivă, adică arată exact cum, de ce, cum, în ce mod s-au făcut alimentările. M-am uitat și eu pe ele, vis-a-vis de aspectul ăsta, chiar nu am ce să... N-am găsit nimic care să fie ieșit din comun sau... Dumnealui urmează să-și pună baza de date la pus, o prezint la Curtea de Conturi, dumnealui să-i facă socoteala și el face stai bine, aici nu stai bine. Și nu justifici. Ne puteți explica puțin cine e responsabil că un autoturism, un autovehicul al primăriei a circulat fără o vinietă valabilă? Da. Aici șoferul. Da. Din negligență, probabil, și eu nu mă feresc să vă spun, dar cred că am mai avut discuția asta. Nu știu dacă e bine să spuneți sau nu, mai bine am văzut sau așa. Aria noroții este mai mare, că nu poți să știi acum să țină... Iar am intervenit, dar... Am înțeles, nu-i problemă. Să țină primarul, băi, când se expiră așa. Corect, așa este. Dar evidențele astea le ținea doamna contrare. Am înțeles, doamna. Nu, trebuie să spunem cât doar poate doamna. S-a întâmplat autoturismul la care facem ei, este vorba de microbuzul școlar. Este vorba de microbuzul școlar, dar ca să risipim orice bănuie. Dar șoferul a fost foarte bine, domnul Ghedic. Am scat acolo, am carnetul, am inspecție tehnică, am asigurare, am ieșit din zona... Corect. De localitate, trebuie ca să am... Dacă vine șoferul și spune, domnul, dar n-au rovinetă. Problema este că au fost... Aia e altceva. Ca să nu se creadă cumva, că domnul, e vorba de domnul Rusu, e microbuzul școlii, în mod voit, s-a deplasat în afara localității și a fost prins pe picior greșit. Nu. Ne-am deplasat cu... Eu știu colegii doamnei Zaharia la mormântarea mamei dânsei la... Am înțeles. Și gata. Să plătești ce să vă zic? Își viață nu și-o alimeni seama și... Asta e. Bun. Mai sunt întrebări? Punem toți banii și plătim o vineta și da. Mai sunt întrebări? Nu? Cine este de acord, proiectul? Proiect de hotărâre privind propunerea de desființare, demolare a școlii generale din sat Suhodol și a clădirii atelier școală arondată școlii gimnaziale Emil Brăiescu din sat Măgura, comuna Măgura. Domnul Ciorcelă, apoi domnul Brânză. Da, mulțumesc, domnul președinte. Colegii mei știu că înainte de ședință, inclusiv am vorbit și cu doamna secretar, am întrebat speța legală. Despre școala din Suhodol, eu sunt de părere că din mult trebuia făcut niște demersuri, făcute niște demersuri în privința asta, dar n-are nicio importanță, vorbim de prezent.
Îmi doream foarte mult acolo să transformăm într-un muzeu. Dat fiind faptul că școala e ridicată, construită pe paiantă, fundația este într-o stare destul de degradabilă, inclusiv fundația. M-am uitat în proiect și am văzut că are structura tot la fel, pe furci, paiantă, nu se poate recondiționa sau nu știu, nu se pot investi bani pentru că nimeni nu-ți mai aprobă proiecte pe paiantă în momentul de față. Nu, nu. Și o dorință, având în vedere că acum în mandatul acesta sunt și în Comisia de Cultură și Învățământ, având în vedere că sunt legat și cu tradiție și cu obiceiuri și mai multe, care sunt la lucruri care sunt la sufletul meu și nu numai al meu. Cred că empatizez cu toți cei din comună și colegii din Consiliul Local, chiar și cu dumneavoastră, domnul primar, domnul vice. Mi-aș dori foarte mult ca în locația respectivă să facem, după ce se demolează și terenul este liber de sarcină, să facem un muzeu. Un muzeu al satului, pentru că noi, în Comuna Mogră, eu v-am spus părerea mea, acum sunteți, nu sunteți de acord, o să discutăm după aceea, pentru că ajunge și la momentul când o să primim aprobarea și nu o să mai existe clădirea veche, pentru că sunt foarte multe obiecte de, nu știu, tradiționale, obiecte care am crescut cu ele și, din păcate, datorită unui spațiu inadecvat de depozitare, se pierd, se strică și dispar. Și eu cred că e foarte important să avem un loc ușor și când am spus muzeu, nu muzeu clădirii moderne. Mă gândesc la un muzeu tot la fel cum au alte sate, muzeul rustic. Satului rustic, cu lemn, cu acoperiș din șindrilă și așa cum... Cam scumpă șindrila. Nu știu, eu zic că există posibilitate. Mi-am exprimat dorința în faza inițială, în momentul când ați pus proiectul pe ordinea de zi și eu cred că se poate colabora să ajungem la un bun comun cu toții pentru așa ceva. Bun, hai să vă spun, dacă ne referim la clădirea veche, clar o renovare sau o aducere într-un anumit stadiu de funcționalitate, presupune să facem niște expertize care cu siguranță nu vor primi niciodată aviz favorabil. Este într-un stadiu de degradare foarte accentuat, este pe furci, așa cum a spus și dumneavoastră, nu, chiar nu merită să ne mai, să mai cheltuim bani acolo și până la urmă, chiar și așa, discutând, vis-a-vis de ceea ce vă doresc dumneavoastră de un muzeu acolo, nici nu cred că ar arăta bine ca un muzeu. Nu are nici forma necesară. Un muzeu al satului trebuie să arate într-adevăr ca o casă cu șindrilă, cu certa, cu ceva. Dacă vorbim de asta, da, muzeul satului, e bine cum spune și dumneavoastră, muzeul satului ar trebui să fie undeva într-o zonă centrală, unde să ne aducem, eu știu, obiecte de cult, de cultură, cea mai, mai ales că avem și în istoriografia comunii, tezaurul de la Șipăt. Adică suntem cumva pe harta descoperirilor arheologice. Nu suntem o comună care n-ar fi avut astfel de activități. Eu cred că un astfel de muzeu ar putea foarte bine să funcționeze aici unde ne aflăm noi, în sala de lături sau chiar în aceste două săli, după ce vom trece în grădinița nouă. E un spațiu destul de mare, destul de adecvat, având în vedere că clădirea este monument istoric și cumva am putea asocia una cu alta, are și o treabă foarte frumoasă. Bineînțeles, restaurată și clădirea asta, avem cerdacul din față care trebuie și făcut așa ca la carte. Trebuie ce un cerdac nou, tot ce-i lemnării în față aici, ca să arate exact ca la... Inclusiv acoperișul. Da, inclusiv acoperișul. Este o idee foarte bună ce spuneți dumneavoastră, dar cred, sincer, cred că ar fi un pic și... într-o zonă în care nu ar avea vizitatori, să zicem, într-o zonă în care ar putea într-o vreme să pici în uitare sau în așa. Aici, fiind în zona centrală, este altceva. Este doar o părere mea. Nu spun că dumneavoastră nu-i bună, Doamne ferește. Da, eu v-am spus doar o părere și un proiect. Ideea sine de înființarea unui muzeu al satului este foarte bună. Este foarte bună, nu este rea. Și la fel ca și dumneavoastră, cum spuneți, sunt foarte preocupat de tradiții și de tot ceea ce ține de trecutul nostru ca și localitate. Da? Cândva am făcut împreună anumite lucruri pe tema asta. Acolo am gândit așa. Ne-am gândit să facem un teren de fotbal, să zicem, de mini-fotbal împrejmuit cu plasă, cu ceva,
să avem în zona respectivă asociat cu locul de joacă, să mai mărim un pic locul de joacă acolo, adică să facem ceva funcțional pentru tinerii din zonă, pentru... Dacă sunteți dumneavoastră de acord, bineînțeles. Zona de acord? Da, cumva. Bază sportivă sau ceva de genul. Aproape, să zic. Nu doar un teren îngrăzbuit cu, eu știu, sintetic, unii se poate juca. Dar care e suprafața totală acolo, domnule primar? Că nu e prea mult, e vreo 900 și ceva de metri. E destul de îngrămădit. Deschidere are. Ok. 900 de metri presupun curtea cu tot cu, nu, cu tot cu livadă. Se poate undeva la toaleta de spate. Da. Nu e cu tot cu livadă. Livada e dar nici nu e. Domnul Drăză, se dau cuvântul domnului Drăză, domnul primar. Vom stabili împreună ce și cum facem. Eu țin să-l felicit pe domnul primar că a inițiat acest proiect de hotărâri ca să dispară un muzeu al mizeriei de acolo. Este adevărat. Cel mai mare chin l-aveam, azi pe ce ai curat, în două zile era anul trecut, iar mizeria. Anul trecut pe timpul ăsta, m-am intersectat cu domnul Talal făcând curățenii pe acolo, făceam întreceri dintre noi. A fost, ceea ce devește amplasarea unui teren de fotbal este foarte bine gândit acolo, că dacă nu avem spațiu în adâncime, vom găsi înțelegerii la adâncime, vom extinde. Deja e demarată procedura asta, vecinii de acolo sunt de acord, au și dat declarații notariale, că sunt dispuși, problema copiilor din zonă, sunt dispuși să lase din terenul lor cât este necesar, mă rog, nu-i prea mult acolo, ca să picăm, cumva pe perimetrul dorit pentru un astfel. Dar vom vedea cum procedăm acolo. Domnule viceprimar, mulțumesc. Domnule președinte, domnule primar, aș fi dorit să găsesc tot la acest proiect și încă două obiective, ce clădire de aici, din curtea primăriei, ca să nu ne mai chinuim de fiecare dată să... Care? Asta care trebuie demolat, magazinul ăsta. Nu este, mă, din atelier școală. Asta e clădirea spate, atelier școală. Este atelier. Și caminul cultural din Sohodol, pentru că așa ala este stat să cadă, să știți că peretele din dreapta este inclinat. Da. Iar legat de am fost săptămâna trecută, știi, domn primar, au fost niște arheologi la noi în vizită și am fost la școală împreună cu doamna director, am văzut ce a lăsat regretatul profesor Dumitru Tătaru. Chiar și arheologii, adică au rămas impresionați de bugăția cioburilor ăla de ceramică din vremea de la, adică sunt foarte vechi, de prima dată asta ne-a întrebat, de Dumitru Tătaru. Am fost cu ei, chiar i-am plimbat în toate coclaurile și ne-am la pic am ajuns acolo și s-au dus în arătură și au găsit niște, încă se mai găsesc cioburi de caramid. La antena nu vorbim despre asta, din păcate. Și au spus că vor reveni pentru că ei au venit la solicitarea, cred că pentru că facem pugul și da. Atunci ei trebuie să facă niște zone de delimitare unde autorizațiile de construcții vor fi în zona, în perimetrul obiectivului. Și de asta am zis că am vorbit chiar și cu doamna director atunci să facem muzeul Dumitru Tătaru. Aici este foarte bine și mai avem și o școală de la Crihan. Da, chiar. Ideea e foarte Crihan. Bună. Cred că îi putem, dar nu are rost. Stai, părerea mea. Nu. Mai avem un spațiu liber la Crihan pe care trebuie să... Școala aia de acolo trebuie să-i dăm o utilitate. Adică stă să cadă. Adică și chiar este un loc... Vorbim de școala din Armanu. Da. Armanu, știți? Cred că Muzeul Satului Dumitru Tătaru, spuneți bine, cred că denumirea ar fi cea mai potrivită. Dumnealui nu este... Este un istoriograf, așa s-au spus, arheolog, de toate, a făcut omul ăsta de toate. A adunat și de mii de eu știu, de orice a putut aduna. Și de astea, de artizanat, și cioburi, și orice. Și atunci ar trebui în amintirea lui și în cinstea lui să organizăm ceva. Ceva pe măsura efortului pe care l-a depus. Dar, doamna Vasulă, foarte multe au fost și restaurate cu ajutorul muzeului pe care noi l-am pus în anumit loc, la școala 2, pentru a fi păstrate și aduse aici la muzeu, totodată făcându-se și spate, pentru că
Da, și dacă toți suntem la restaurare, la istorie, la muzeu, la ce spunem noi aici, aș vrea să vă anunț că ieri am reușit și am obținut de la CNI restaurarea, introducerea pe lista sinteza Companiei Naționale de Investiții, a restaurării și renovării Bisericii Sfântul Nicolae din Comuna Măgura. După ceva eforturi am reușit în sfârșit să o vedem prinsă pe lista sinteză. Urmează să demarăm foarte, foarte repede. Actualizarea studiului pe care îl avem acolo, pe care l-am făcut în trecut și n-am reușit, din păcate, să-l primim pe fondurile europene, să-l actualizăm și să-l depunem pentru demararea procedurilor scoate la licitație. E o veste bună, zic eu, pentru toți și mă bucur să o pot împărtăși cu dumneavoastră. Aveți cuvântul legatul de restaurări de istorie, dacă suntem la ora de istorie, ar vrea să adaug că, într-adevăr, fosta casă agronomului, fostul conac boieresc, aducinea de apă care se făcea prin tuburi ceramice de pe dealul Gherții. Am mai discutat și noi, că eram copii, dar știți, cred că despre ce era vorba, că... Dar n-a zis să-ți găsesc. Exact, și pe dealul Gherții acolo. Și legat de... spuneam de față, terenul din fața căminului din Solodon, eventual, dacă o să fie, să-l dezmembrăm, ne gândim la o sală de sport ca să legăm una cu alta, cu un teren, cu o sală, alături și ideile, ca să putem să dăm utilitate. Dacă nu mai sunt intervenții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Proiectul numărul 5 pe ordinea de zi. Cred că ar trebui să vă abține, doamnă Răsulei, nu? Cu desfințe. Din patrimoniu, da. Din patrimoniul școlii. Din dreptul de școală. Da. Da. Da, e desfințare, demolare. Da. 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 Trece să se abține. Cine se abține? Doamna Răsulei. Doamna Răsulei, da? Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor cu numărul cadastral 65163 și număr cadastral 576, aflate în domeniul privat al Comunei Măgura, județul Bacău. E vorba de Sfânta Față. Cred că am mai avut proiect de hotărâre privind scoaterea la concesionarii, au fost plateții de teren. Vreo 2 ani de zile. Da, și sunt definitivate actele, ne trebuiește o hotărâre din Consiliu ca să putem merge să definitivăm la notariat. Da. Întrebări? Cine este pentru? Păi, ai numărat, domnul președinte? Abține. Domnul președinte, ați numărat voturile? M-a spus ați. Cine este pentru? Abține. Da, abține. Am înțeles, da. Critic atunci n-a fost de acord. Dar e un conflict de interes. Da. Cu mine. Da. Cu dumneavoastră. Bun. Incompatibilitate. Proiectul suplimentar. Proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea. Trebuia să mi-aduc aminte, doar am discutat chestia asta. Proiect de hotărâre privind însușirea și confirmarea identității unor bunuri care aparțin domeniului public al Comunei Măgura, județul Bacău. Domnule Ciorcelu, vă rog. Eu am o singură întrebare. Domnul primar, am văzut pe strada Garofiței, da. Dar exact în fizic, dacă îl puteți da un punct de reper. Strada Garofiței este strada compusă din 4 documentații cadastrale, cred, nu? Da. Da. Strada Garofiței e strada care pleacă din strada Aviatorului, așa, și fracționat în 4 segmente. Odată până în strada Grădiniții, după aia până în drumul județean și urmează până în... așa. De asta sunt 4 documentații cadastrale. Ce să vă zic, una caldă, una... nu pot să zic că e rece. Ieri am fost la București, la CNI, tocmai pentru ceea ce v-am spus dumneavoastră, pentru... lista sinteză cu Biserica Sfântul Nicolae și pentru proiectul de asfaltare în satul nou Crihan. Așa se întâmplă la noi de fiecare dată, din cauza neglijenței sau știu eu ce să mai zic, nu prea am obiceiul să mai amintesc ce și cum și când. A trebuit să ieșim din CTE cu toată documentația pentru că și-au dat seama că, de fapt, toate documentațiile cadastrale, toate drumurile care se află în satul nou Crihan,
Sunt cu intabulare provizorii. Nu sunt cu intabulare definitivă, ceea ce nu este permis pentru... Nu este permis pentru... Norocul nostru. Norocul nostru că astăzi aveam ședință și prin... eu știu, cu intervenția doamnei secretar, am reușit să-l punem pe căprării, să-l scoatem astăzi la curat, pentru a fi aprobat de dumneavoastră. Urmează să mergem la cadastru și să definitivăm ceea ce ar fi trebuit definitivat, cred că undeva prin 2015, că atunci au fost făcute intabulările, și să ducem mai departe proiectul ăsta, să intrăm din nou în CTE cu el. Mă scuzați, mai vreau timp să depunem, să intri din nou în CTE. Adică să fie intern. Nu. Deci, da. Va trebui să intrăm iar în Comisia Tehnică, nu e o mare nenorocire, dumnealor au verificat proiectul. Trebuie rezolvată problema, pentru că altfel nu există absolut niciun fel de mă scuzați. De dubiu că va fi efectiv refuzat. Adică nu se discută pe intabulări provizorii. Se discută pe intabulări definitive. Adică consfinții clar dreptul de proprietate. Ceea ce facem noi astăzi, aici ne asumăm ca să putem să intabulăm definitiv aceste drumuri pe care le avem din mult, de fapt, în domeniul public. Domnul Niță, colegul... Cât mai repede, cu atât mai bine. Colegul viceprimar s-a scris la cuvânt. Da. N-am știut că există intabulări provizorii, iar acolo satul ăsta nu e din 2003. Cum adică din 2003? Sau când s-au intabulat? Prima dată s-au intabulat în 2015. Drumurile. Ca multe alte drumuri pe care le-am intabulat recent. Dar provizoriu? Cum provizoriu? Adică dau numere provizorii. Sincer, nu găsesc nicio explicație, nici n-am căutat. Mi s-au comunicat că sunt provizorii, să merg la Bacău, să rezolv cu intabularea definitivă a imobililor. Adică Consiliul Local să-și asume, Comuna Măgura să-și asume că este stăpână pe drumurile astea, care s-a luat, de fapt. Adică e mai mult o procedură decât o situație pe care... Haideți să o lăsăm doamna secretar să explice. Vă rog, doamna. Domnul Niță, fiți atent. Aici, doamna secretar vrea să ne explice termenul din tabulare provizorie. Tabularea provizorie, la momentul acela, în 2015, se făcea pe bază de hotărârii Consiliului, care aș fi fost dată. HCL-ul, da. Da, HCL-ul 41, care l-am anexat și dumneavoastră. Până la... obținerea hotărârii de guvern a domeniului public. Ei, ulterior, acum cu acest regulament în 2020, care permite cu această atestare, pentru că nu se mai atestă domeniul public prin hotărâre de guvern, se atestă prin hotărâre de consiliu, ne permite să intabulăm definitiv. Astea erau normele cadastrale pe atunci. Până în 2017. Până în 2000... Din 2017 s-au intabulat definitiv, doamne. 2018 șeful s-a intabulat. În 2018 un regulament, nu știu care, și acum 2020 actualizat. Mă rog. Domnul Marcu, e posibil să mai fie și alte zone? Domnul a publicat toate documentațiile cadastrale. Nu mai aia. Om, tot ce avem, asta... Vorbim de satul nou crean, avem daliu depus. Și este neapărat de voie ca... cel târziu, săptămâna viitoare, să ajung din nou la București să duc documentația așa cum trebuie, cu intabularea definitivă. Și după aia vom lua la fiecare drum în parte, cele care sunt introduse în domeniul public prin HCL-uri, prin hotărâri de Consiliul Local, să vedem care dintre ele se mai află în situația asta, ca să nu rămânem descoperiți în eventualitatea în care vor mai fi finanțări. Noi să ne trezim când avem baza de date pusă la punct și documentația cadastrală așa cum trebuie. La proiectul de tot prin CNI, cel de 8,3 km, 8,8. Acolo nu sunt situații genul de CTE, da. Nu sunt situații genul ăsta. Am înțeles. Bun. Mai sunt întrebări? Domnul Talal, mă scuzați. La diverse? Ultimul proiect. Nu. Cine este pentru? Supunem la vot. Cu atenție să nu mai greșesc, nu? Nu-i cal. Toată lumea este pentru. La diverse? Domnul Ciorcelă, domnul Talal. Domnul Berușcă, domnul Dăscălescu, domnul Brânză, domnul Tristaru, dumneavoastră vreți să luați cuvântul acum sau după ce discutăm noi? Iau să nu. Când vreți să luați cuvântul? Acum. Vă rog frumos, cât nu pensiu. Spuneți, vă rog frumos. Doamne, dacă timpul tot rece și nu cred că mai e timp de așteptat.
De 4 ani de zile tot discutăm de drumul ăsta pe vale, care i s-a schimbat mult din proiect pe care l-au respectat, ceea ce normal, făcusem un proiect. Și pentru asta am zis că bă, singura formă care pot să mă adresez Consiliul Local după 4 ani de zile, în repetate rânduri, mă adresez din nou, ca după aceea să mă adresez celor care au punctul de decizie și să desfășoare o anchetă asupra lucrurilor pe care le-am arătat atât timp. Având în vedere că drumul este cu o garanție de 5 ani de zile, în luna lui octombrie se va expira. Contractul a fost semnat de mine și știu exact că e 5 ani. Că s-au, dacă s-au plătit banii cumva, asta e greșeala celui care a dat. Nu s-a respectat rigola carosabilă în punctele pe care am spus. Curbile toate aveau rigola carosabilă. Iar rigola carosabilă s-a mutat la Ciorcil, în partea asta la altă. Nu acolo unde era util, iar anul ăsta de 3 ori s-au dus mașinile la Lumpanu, la sus la Proitorul, în șans. Dacă era rigola carosabilă, exact cum am prevăzut în proiect, în curbi, asta ar fi fost benefic. La Ciorcil, drumul este de 5,5 metri, pentru că așa s-a putut încadra conform legii. În restul pe vale, numai de 4 metri, iar diferența l-am dus până la 5 metri, pentru că am pus rigola carosabilă. Rigola carosabilă la trece, la Ciorcil, la Isăelă și în partea cealaltă, au fost aduse dare din vechi, adică folosite. Și asta ați văzut-o cu toții de atâta timp. Iar nimeni nu a căutat ca să ia măsura care a fost spusă în consiliile locale. Și de domnul Ciorcil a fost spus. Odată eu țin minte și cine mai vorbit. Bun. Dați-mi voie să... Domnul primar, acum o secundă. Nu, asta nu mai am, mai am. Podețele, s-au făcut podețe mai multe, fără a cere consimțământul printr-o hotărâre consiliului local. Deci erau 73 sau 83 de podețe, din care s-au înmulțit, s-au pus la porți unde nu există nici poartă, nu există proprietate, dar s-au făcut și alte podețe. Fără a întreba, fără a să pune un proiect de hotărâre în Consiliul Local, să fim informați. Cu ce decizii s-au putut lua acele măsuri, care nu puteau fi luate. Eu am fost în comisie, pentru ca să facă recepția drumului, în 2016. Și n-am vrut ca să semnez, spunându-le, la Coman este apa nu curge de șans până la pod, la Uriciu. Deci nu s-au luat nicio măsură. S-au făcut balastare cu aceeași firmă, ulterior, imediat, și cu aceeași utilajă, pe drumul din Măgura. Cred că aici sunt și factori, pentru că nu s-au pus balast suficient, cred, la pod, pentru că a fost și apa aia, chiar atunci eram și primar. A fost o chestie care nu pot ca să mai... reiau din spate, pentru că s-au consumat niște, să zic, balast, dar balastul a rămas într-o cantitate foarte mare la Toma, iar tot acel balast a fost pus pe drumuri cu aceeași firmă care a făcut drum. Bun. Să sar peste asta. Am spus ceea ce... A, le-am notat. Tuia deci, de la primărie. Doamne, s-au pus tuia. Chiar nu s-a putut uda ca să fie scoasă anul trecut? Este lungă, ce a spus, ca să știu, nu am probleme. Vreau să adresați întrebarea să vă răspundă domnul primar. Nu, nu, deci, deci notează și după aceea să răspund. Așa. Deci cu tuia. N-au avut oameni, pentru că au 3 oameni angajați. Ca să-i udi, au fost scoși. Cine va plăti? Pentru asta trebuie să fie puși la plată cei care au greșit. Nu există, nu se poate ca să cin în grădină la mine sau dacă mi-am pus tuia, n-am putut să-i ud, ca nici într-un an de zile să fie uscați. Am terminat. După aia, avem loturile, 16-17. Au fost luate, eu am făcut parte din comisie de verificare. Nu mi s-a pus documentele la dispoziție. Am venit în nenumărate rânduri și am adus la cunoștință acest lucru. Dar nu mi s-a pus la cunoștință. Ați fost și dumneavoastră, și domnul Talal și domnul Niță. Deci am aici, proces verbal, că am venit la primărie, n-am vrut să pună la dispoziție, ca ulterior să străineze acele loturi. 16-17. Ne ținând cont că în 2004,
în luna 11, deci au fost înștiințați. Atât Vasiloiu Gabriela, cât și asta, Ștefan, oricum, nu mă interesează numele, deci ele au fost reziliate de către Consiliul Local, aducând la cunoștință inclusiv doamizarea, înseamnă că măgăria aici există, între factorii de decizie al primăriei. Nu sunt, eu sunt în măsură, sunt în măsură pentru că nu vreau să le dea acte. Da. Dumneavoastră, nu sunteți în măsură să faceți acuzații. Vă rog să ne aduceți la cunoștință. Sunt, niște... în, măsură, sunt în măsură ca să vedeți aici șapte. Sunt, primar, sunt, nu, bine, sunt documente. Eu, de, nu, eu, este Gabriela, este Vasiloiu Gabriela aici. Eu nu vă cer dumneavoastră documentele. Păi da, eu în calitate de ședință vă dau cuvântul. Spuneți ce aveți de spus. Bun, vă ascultăm. Vă rog să nu faceți acuzații. Dacă dumneavoastră... dacă dumneavoastră aveți de făcut acuzații, vă rog să vă adresați în altă parte. Am venit și am pus un document aici, că am spus că nu este construcții. Conform legii 50 din 91, nu se putea construi că orice contract, după 24 de luni, se reziliază. Deci o spun și vă, deci din lege. Așa. Asta atâția ani de zile. Dar vă rog în felul următor. Ați fost și de asta în postura mea. Președinte ședință și trebuie să ținem ședința în mână. Bun, dar dacă aveți ceva de informat, vă rog, e adevărat, spuneți, dar nu faceți acuzații. Bun, pentru că pot fi adevărate. Eu am spus ce e ce, eu am venit la dar dumneavoastră nu sunteți judecător să știți că este sau nu adevărat. Da. Hai mai departe. Da? Bun, mai aveți de spus ceva? Mai am. Vă rog. Am, pentru că normal cu pandemia asta noi nu ne-am mai putut prezenta nici la primărie și lucrurile au scăpat de sub control, pentru că se face la fiecare la voia întâmplării, cum vrea el. S-au făcut două proiecte, Pisatul Sohoudon, la gaz. Deci, atâta timp, un singur sat și faci două proiecte pentru ce? Este vorba, este vorba tot de bani. Sunt chiar trei proiecte. Trei. Nu puteai. Ca să împarți, trebuia să faci un singur proiect ca să dai cât mai puțin bani, ca să ținem la banul Consiliului Local, cu Muntății Măgura. Așa. Am spus să prindă într-un singur proiect toate străduțile, ca să nu mai revenim, când eram consilier. Deci, nu s-au respectat, când văd că mai rămâne, mai rămas o parte nefăcut, să va face un alt proiect. Deci aici este spălarea unor lucruri necurate. Bun, așa. Mai departe. Bun, mai departe. Oricum, dar cred că, să zic așa, că v-am spus cam multe și mai am pentru altă dată. Domnule Tristaru, nu pot să-i cer domnului primar să vă răspund acum. Am să înțeleg că de asta ne-ați făcut o informare asupra unor probleme. Nu, le-am pus când eram consilier. Știu. Nu, cu tu e mai nou, adică asta e mai nou. Dar n-am fost consemnat în procesul liberbanic. Bun. Dar o să găsim pifinări. Dați-mi voie să dau cuvântul colegului Răzvan Ciorcel. A fost primul scris la cuvânt. Dacă am mai găsit ordinea după. Da, eu... Da, mulțumesc, domnul președinte. Prima dată vreau să fac o remarcă. Da. Să nu se facă confuzie. A zis din familia Ciorcelă că s-a pus niște, nu știu, pavele sau nu știu ce s-a pus acolo. Dale, în fine, nu este vorba de mine. Ca să fie foarte clar, e vorba de... Nu, dar am spus că mulți din comună poate nu cunosc și să nu se facă confuzie, într-adevăr. Două probleme vreau să... Așa, domnul președinte și domnul primar, două probleme vreau să le ridic. Una este foarte gravă și am ajuns așa la capătul răbdărilor, pentru că, din păcate, din fericire s-a tras acum un an jumătate, dacă zic bine, gazul. Toată lumea a fost mulțumită. Dar de un an de zile, un an jumătate, ne chinuim și chiar când zic chinuim, îi chin cu străzile. Străzile sunt într-o stare deplorabilă din cauza faptului că după ce s-a realizat lucrarea, drumul a fost adus mai mult sau mai puțin la forma inițială și pe urmă noroaile au fost la ele acasă. Nu mai putem sta așa. Am primit numeroase sesizări la cetățenii din zonă, Sohotol, Crihan. Am înțeles că și dealul mare n-am ajuns acum, în schimb, în drumul bisericii. Pe drumul bisericii. Da, în fine.
Și, domnul primar, marea rugăminte este, am înțeles, nu avem buget, se poate face pe o clauză suspensivă sau, nu știu, altă modalitate, să aducem drumurile la minimum de bun simț, să nu zic altfel. Pentru că noi acolo în zonă, gândiți-vă, nu avem apă, trebuie să cărăm cum cărăm. Mașina e jumătate de roată, nici n-a mai arătat poze, n-a mai pus, n-a mai zis că vă rog tare mult să facem așa fel încât în cel mai scurt timp posibil, că vor veni ploile sau zăpezi din primăvară, îți dezgheață, îngheți, dezgheți și nu se mai pot practica. Cel puțin săptămâna trecută domnul Vici aici l-a chemat, a venit să mă tractez cu mașina, a rămas pe strada Cornului în podmolit. Domnul Vici, putea să spuneți că acum... Deci chiar nu e un moft, este o necesitate și vă rog să interveniți cât mai repede posibil. Am mai spus de vreo câteva ori așa, iar da, încă o problemă s-o prezie și pe asta și am încheiat discuția lăși cu colegi. În momentul când o să prindem bani pentru câinii vagabos din comună, o să rog colegii și să ne mobilizăm cu toții să facem o listă pe mediul online sau pe care mai cunoașteți pentru cei care vor să adopte un cățel. Pentru că dacă facem contract cu firma care o să ne ajute să prindem căței, cât timp o să stea 3-4 zile o săptămână la ei, să putem să avem posibilitatea să le facem documente și în alea 3-4 zile o săptămână să putem și da în adopție. Eu zic că dacă ne organizăm și suntem cu toții operativi, o să rezolvăm problema asta. Bun. Mai sunt multe, dar lăs și colegii să își... Următorul este era domnul Talal. Da. Domnul președinte, dragi colegi, eu am mai multe puncte decât domnul Trăistaru și vreau să încep cu problema bălăstării care a ridicat-o colegul meu. Deci am discutat cu domnul primar și domnul primar este de acord că trebuie... Am și făcut un referat ca să bălăstăm toate străzile din comună, dar nu cu buldocul. Și dacă se poate cu piatra concasată. De asta susțin că trebuie să așteptăm bugetul. O să alocăm niște sume de bani mai consistente. Un pic ala. Să luăm o firmă cu dotări, cu dotări așa cum ar trebui să aibă o firmă pentru astfel de lucrări. E nevoie de greder. E nevoie de alte utilaje. Ne-am chinuit cu ce avem noi în dotare, n-am cheltuit nici mulți bani, am cumpărat balastul, l-am mai împrășteat cu ce am avut. Nu mai putem merge așa, o să trebuia să intervenim major. Și de asta spun că e nevoie de buget. Acum, dacă săptămâna cealaltă poate să aprobă, până ajunge la noi, cam două săptămâni, sperăm și noi să fim în linie de apă cu bugetul. Acum, dacă intervenim cu utilajul nostru, mai mult facem, mai rău mai facem. Mai mult facem rău. Scoate așa, da? Bun, cu balastare așa. Legat de câini, tot cu domn primar am stabilit și am primit foarte multe sesizări de la foarte mult și pe Facebook și cereri și așa mai departe și telefonic și suntem, așteptam tot bugetul ca să alocăm o sumă și am identificat mai multe firme, dar cred că una cea mai aproape este din Buhuș pe care cred că am mai discutat chestia asta. Da. Da, că sunt acționar acolo. Am mai vorbit și cu... Nu. Am mai vorbit și... Tot așa am fost cu domn primar și am vorbit cu domnul... Deci problema câinilor nu este o problemă de măgură, este o problemă națională și am vorbit și cu domn primar, a fost și domnul primar la Margine în Șolot și aceeași problemă au și am discutat cu el și cu... Și o să discutăm cu alți primari și probabil o să ajungem și la Consiliul Județean și doamna colegă au discutat și cu doamna Băiceanu, cu primarul din Bacău. Este o problemă mare, dar este o... Noi probabil o să rezolvăm problema noastră, dar dacă o rezolvăm, o rezolvăm provizoriu, că câinii vor migra și tot timpul, dacă nu toată lumea ia măsuri, adică măsura asta trebuie să luată la nivelul județului. Da. Așa. Mai am niște probleme pe care chiar vă rog să căutăm soluții. Știți foarte bine că nu mai putem să dăm drumul, să dăm foc la Crenj, la așa mai departe. Și ne gândim și poate așa, la Crenj și restul vegetale să găsim o zonă unde... Domnul Viceva, foarte bine a spus. Da? Chiar m-am gândit, noaptea când ai vorbă cine, domnul Trăistaru era cu pandemia,
Atea când mai să te mai veți. Haideți să achiziționăm un utilaj de asta de tot. Păcat, așa? N-avem tractor sau un utilaj ca să-l motopropul, să-l propulseze. Și atunci, atunci o să luăm un utilaj. Nu e chiar ieftin, să știți. Lăsați-mă să termin. Un utilaj pe care îl agățăm după bascula noastră și ne deplasăm cu el. Cu, adică motopropulsat, să aibă propriul motor. Am văzut o grămadă de variante de astea. Urmează să vedem ce găsim. Am căutat și am găsit unul la 10.000 de euro care poate fi remorcat și... O clipă, domnul viceprimar. Trebuie să fie nou, neapărat. Primar, am contactat din proprie inițiativă două societăți comerciale. Nu. Așa. Una era producătoare de brichete și una producătoare de peleți. Și am aflat totuși că acest compost poate fi folosit la brichete. Da. La peleți nu că fac cenușă și nu de calitate, nu dau randament. Dacă găsim o societate comercială din Bacău, din jurul Bacăului, de prin Roman erau, era una odată prin Faraoan, producătoare de brichete, le facem un program și poate să vină să-l ia sau materie primă. Iunii să le aducem. Poftim? Nu, puteți să facem noi, să punem la dispoziție niște saci de hârtie și să-i ridice oamenii la poartă. Nu, haideți să gândim așa. Noi, haideți să luăm, să luăm o decizie, tot suntem aici. Să luăm, să picăm cu toții de acord, ca în buget să prindem o sumă pentru achiziționare utilajului. Utilajul. Da. După aia vom vedea noi ce facem. Dar ca idei, materialul ăsta, dacă nu-l folosim, pentru că vor fi și crengi, crengi din astea... Îl ridicam mâna înainte de noastră. Îl putem efectiv... Păi nu, e adevărat. Bun, dar nu am terminat eu. Îl putem efectiv abandona pe domeniul public, adică putem să-l punem pe, pe taluzuri, pe astea, dacă, dacă nu avem ce folosi din el. Legat de crengi? Da, de crengi. Deci eu am experimentat acasă și o problemă foarte simplă. Am scris la cuvânt la diverse. Am zis că să respectăm. Sunteți când este domnul? Da, doamna Băgeală. Tot e problema. Toate crengile, fiecare om poate să-și scoată o dată pe săptămână crengile și iarba și frunzele și tot ce este, le colectăm și acolo să stea mașina și facem compostul acolo. Anul următor, acel compost poate fi folosit tot de oameni din comun. Am văzut utilaj de crengi care toacă crengile, le faci. Deci, e o treabă foarte bună. Este cea mai bună soluție, pe lângă asta, este un tocator de lemne. Știți? Un tocator de lemne? Da. Așa. Bun, dați-mi voi. Am ridicat problema că avem Beceanu. Mai aveți Răzvan, trebuie să mai aștepți până să vină iar rând. E a doua intervenție, dar trebuie să mai aștepți. Vă rog, e un cuvânt. Mai are domnul Talal. Nu se supără. Costel, mai e încă doi înainte ta. Mai un pic. Vă rog, vă spun așa și pe o să găsiți foarte multe răspunsuri la ce spun eu, la întrebările dumneavoastră. Hai, vă rog, domnul viceprimar. Legat de gaz, vreau să vă anunț că au început în Armanu, au început să facă s-au băgat presiune de aer, nu știu ce, să verifice așa și am vorbit cu... Dacă m-au sunat o doamnă că... și am vorbit cu... Nu v-am informat, n-am vrut să vorbesc, am vrut să vină cu... Ai călcat pe pe... Trecem aici sancțiuni. Am fost cu domnul primar, deci cu gazul, cred că în 2-3 luni de zile se poate... Nu. E târziu 3 luni de zile, domnul vice. Nu, haideți să vă spun că... Domnul viceprimar, să spun. Nu, vă rog frumos, nu 3 luni de zile, avem de făcut, mai avem o interconectare de făcut pe Armanul la Marinela, la Marilena Neacșu, care va fi efectuată, cred că în următoarea săptămână, că e vremea bună. Acolo avem un zid de sprijin, nu putem aștepta după zidul de sprijin care va fi executat de Conextrus pentru asfaltare. Îl pozează firma cu gazele foarte bine pe țevi, ca să poată face presiunea la rețea și să totodată să dăm drumul către ANRE ca să ne dea liber. Ce-i îmbucurător că ANRE-ul acum nu mai stă câte o jumătate de an sau un an să gândească.
Maxim două săptămâni, dacă toate actele sunt puse la punct și toate probele tehnologice sunt în regulă și nu au cum să nu fie în regulă, sunt supervizate de Delgaz Grid, dă drumul la licență către Delgaz Grid ca să alimenteze produsele cu gaz metan. Maxim o lună jumate, cred eu, e mult o lună jumate. O lună, cam așa sunt discuțiile făcute, să finalizăm cu rețeaua și cam în 2-3 săptămâni ANRE-ul să dea licența. Așa mi-a zis domnul Ciobanu, că am vorbit cu domnul Ciobanu și cam atât. Domnul Tarla, mai avem colegi de doritori să vorbească. Am fost cu domnul primar la direcție, la APE, la APA Seret. Și am discutat despre regularizarea pârâului Nigel. Am vorbit cu domnul director, a trimis un inginer și l-am rugat să prindă niște sume. Era un studiu pe care nu era actualizat din 2008. V-au promis că... Ieri la București, e bine că ați deschis subiectul, ieri la București am ridicat problema asta, m-am întâlnit cu domnul Fecher și am discutat. Dumnealui a fost pe mediu foarte mult și colaborează foarte, foarte bine. Așteaptă și dumnealor bugetul. Să vadă ce buget s-a loc pentru toate regularizările astea. Din fericire, din ce spunea și lui, nu mai sunt calamități naturale, cataclizme, n-am mai avut în următoarea perioadă și ar trebui să se îndrepte și către pârai, ca să zic așa, cum e pârâul Nigel, nu neapărat pe râuri, pe cum era cu Trotușul, cu Valea Săului, unde veșnic erau inundații și intervenții din partea apelor române. Și sperăm tare să primim și susținerii. Studiul de fezabilitate este deja în reactualizare la apele române și sperăm să prindem și noi o bucățică din finanțarea care va fi alocată. Nu sunt speranțe mari, că nu la sume mari, pentru că nu alocă. De obicei, astfel de lucrări, dacă sunt aprobate, este desfășoare în an de zile. Hai bine și așa. Un lucru foarte important pentru așa, pentru că domnul primar s-a gândit că n-am mult din lucru și mi-a dat o dispoziție să preluăm apa de la furnizorul de apă care trebuie fizic. Adică să treacă consumatorii de la domnul Goldil cu condiții să se achite debitele până la zi și să-i facem un contract pe primărie, să avem vreo 1000 și ceva de abonați. Termenul este 34, bineînțeles că nu să ne încadrăm acolo, că avem două comisii care se duc în teren și se mai împiedică. Deci vom gândi altă strategie, probabil pe Facebook sau pe... Adică fiecare să vină la primărie, să anunțăm și așa mai departe, ca să scurtăm timpul, ca să fim... Să fim operativi. A finalizat și procesul cu dumneavoastră. Și vă rog să ne ajutați. Așa. Sunt cansat și legat... Da. Mai sunt domnul viceprimar? Aici te oprești un pic. Probabil va fi necesar să umblăm la organigrama de la serviciul de gospodării comunal. Pe apă și canal va trebui să avem doi oameni care se ocupe efectiv de așa ceva. Efectiv de așa ceva. Nu cred că vom reuși. Cu ce avem noi aici, nici nu se pune problema. Care să știe cu ce să mănâncă pe românești, e treaba asta. Lui zic că lucrurile are așa. Are doi oameni, da. Are doi oameni și așa se ocupă singuri. Pe Sascău și pe băiatul ăla, da. Pitone, da. Legat de canalizare, să știți că problemele care se întâlnea de un brânză de fiecare dată acolo, adică oamenii tot acolo, din păcate unii concetățeni ai noștri au transformat și transformă canalizare în coș de gunoi. Nu există o săptămână de la Dumnezeu fără să mergem acolo, iar o pompă de asta de tocat, nu știu, costă vreo 8.000 de lei. Adică două pompe facem un loc de joacă, deci ca să știți, că cam 16.000 de lei au costat un loc de joacă. Am mai rezolvat o problemă, era chestia aia cu BCF-uri, știți foarte bine, era o chestie greoaie până acum s-a mers. Domnul primar așa a zis că trecem pe carduri la mașini ca să nu mai stăm, că am stat două săptămâni fără BCF-uri. Să nu mai avem problema pe care a ridicat-o Lucian Berușcă, da? BCF-uri, cotoarele la BCF-uri pe care le-o păstram, Gurel cum le-o păstrat, dar pentru ce?
Bun. Adică, până la urmă, e depozitarul problemelor. O să vă rog să lăsăm să-i ascultăm și pe colegi și la final vă mai ascultăm și pe celălalt. Două probleme. Da? Mai am o problemă cu școli, pentru că am, vă rog să... Știu, da. E viceprimar. Da. Nu, dar trebuie să vă informez și să vă... Domnul Chitei. Vă rog să... Am ce să-i fac. Să aprobăm... Și regulament nu vorbim de alea două intervenții. Să aprobăm în buget sume pentru... știți, în aproximitatea școlilor trebuie băgate niște limitatoare de viteză, pentru că vin, am văzut ca nebune și trebuie unde este școala, unde este grădiniță și unde sunt locuri, știți cum este, la Mariuță, de exemplu. Acolo nu se vede și vin cu viteză și tai curbile. Și da, aceeași problemă. Deci trebuie tot așteptam bugetul să... Pietronsoanele dintre vii și pietronsoanele proaspăt lucrate... Nu este făcut încă recepție, nu putem interveni sub nicio formă acolo. Dar pe drumul principal. Și să vedem în măsura în care Conex Trustul poate prevedea să le punem din start pe zonele unde au construit. Nu știu, vom vedea. Dar aici... Legat de transportul public... Cu metal, bacul, cu așa, da, legat de transportul public, domnul primar a fost astăzi la o ședință, vă rog. Da, a fost astăzi la o ședință convocați din municipiul Bacău. Pe zona metropolitană, domnul Viziteu se gândește să accesăm fonduri printr-un ADI, pe zona metropolitană sau o altă formă de asociere, pentru un transport public modern după standarde europene. O idee foarte bună. Acum să vedem în ce măsură se poate accesa, cum. Suntem doar la faza de început. Am convenit toți cei prezenți, toate localitățile am convenit să înceapă un studiu de prefezabilitate, să zic așa, să vadă cam ce ar trebui și cam care sunt necesitățile pentru toate localitățile, traseile, stații de autobuz. Adică este foarte complex proiectul, super interesant. Și vedem în ce măsură va putea fi implementat. Eu chiar am speranțe și cred că va fi foarte bine, benefic pentru toată lumea. Zona metropolitană. Aici, adică știți cum, până la urmă și noi avem un transport public performant, zic eu, nu e extraordinar, dar e bun. Dar pe vremea când mergeam cu Dacia, adică referitor la vremea aia, nu pot să fiu decât nostalgic. Probabil eram mai tânăr și era mai bine. Dar fiecare om vrea altceva, adică vreau altceva, n-aș mai vrea o Dacia cum era cu 20 de ani. Trebuie în secolul 21 și dacă se poate implementa un astfel de proiect, eu cred că e super tare. Da? Și după aia e Sorin. Domnul Brânz, aveți cuvântul. Într-un final. Stimați colegi, toți ați abordat problema drumurilor și nu pot să trec peste asta. Cuștitul este dezastruos. Da. Deci este dezastruos. Vin diferiți cetățeni la mine și îmi spun, domnule, dar... Totuși, ești consilier, nu mai ești viceprimar. Când erai viceprimar, mai făceai ceva pe aici. Acum te-ai ascuns în spatele casei și nu mai face nimeni nimic. Eu nu pot să fac. O să faceți dumneavoastră ce o să faceți, nu știu. Au apărut câini vagabonzi. Sunt diferite persoane care sunt tot prin preajma câinilor vagabonzi, care îi adună. Am acolo eu vreo câțiva, îi adună, îi aruncă de o bucată de pâine care o primește la altcineva, îi încurajează. Să-ți numai câini pe dealul Cușbitului. Câini aduși așa, regu. Să vedem ce putem să facem cu ei și să-i atenționăm pe cei care înlesnesc treaba asta. Că avem oameni de genul ăsta. Vreau să îi nominalizez. În ceea ce privește legea mediului, raportată la aprinderea resturilor vegetale, rezultate din tăierea de creni, am văzut, cum ați văzut și dumneavoastră, pe Facebook, diferite utilaje. Mulți oameni s-au adaptat. Și din resturile astea poate să iasă o treabă foarte bună. Nu numai compost. Am văzut unul magazinat crengile în niște saci de rapii, tip cartofi, pentru cartofi, așa? Ăla care la un necăjut, dar și mie, puși la uscat, cei care mai avem o sobă acasă, sau acolo unde vom face noi depozitul ăsta de... Dar și ca îngrășământ. Așa. Domnul primar, până la îngrășământ, ăsta poate fi pus prin foc. Că sunt mulți care... Sunt eu cunosc persoane care n-au lemn, au dormit iarna fără niciun fel de lemn. Da. Și cu gază. Trece conducta prin față să uite la ea dacă nu are bani. Dar vom face un loc, cum a zis doamna Sorina, băi, un loc bine destinat. Duci în toți crengile care îți dedus acolo. Eu pot să nu le fac acasă, dar nu toți pot să le fac acasă. Dar să facem treaba, să ajungem acolo. Raportat la asta, noi am avut niște bani prinși din urmă, domn primar, pentru că vine iar primăvara.
Și n-am toaletat vegetația care vine pe sub pomii, care vegetează sub liriile din curești și toate astea, și asta e o mare scăpare, că se întâmplă lucruri. Nu putem să o facem cu anii noștri. V-am întrebat când aveați viceprimar, mă scuzați așa, și mi-a spus că ați vorbit deja cu o societate. Am contactat cu o societate. Da. Și nu s-a făcut nimic. Aici, nu s-a făcut nimic, deci... Deci, mă scuzați, aici este treabă, nu putem vorbi noi, am vorbit cu la cei din, este treabă del gaz gri. Domnul președinte, văd fi ședința dumneavoastră, a domnului primar și a domnului vice. Noi putem pleca? Nu, că n-are rost ce să... Domnul Vora. E adevărat, când cineva din sală pune un punct de vedere, ori primarul, ori viceprimarul, uneori sunt datori să răspundă domnului Chitic. De înțelegeți? Bun. Acum eu nu pot. Eu nu pot. Stabilită de regulamentul de organizare. Regulamentul de organizare este valabil în timpul proiectelor de hotărâre. La diverse, nu specifică. Nu specifică? Nu cred. Ai dorite. Da? Diverse nici nu există. Haideți pe temă. Doamna Băceanu și apoi domnul Dăscălescu. Păi la domnul Dăscălescu mă gândesc. Vreau să vă spun ce spuneam vis-a-vis de compostare. Aș mai avea o propunere. Aș mai avea o propunere. Sunt multe proprietăți care sunt, așa, între ghilimele, abandonate. În sensul că, probabil, cei care au locuit acolo au murit, au decedat și sunt moștenitori în diverse colțuri ale lumii sau ale țării. Și care zac într-o paragină de nedescris. Chiar vis-a-vis de mine este o proprietate unde s-au adunat multe crengi, frunze, bidoane aruncate de cei care trec pe stradă. Vara, dacă cineva aruncă un chiștoc de țigară, s-ar putea să ardă trei case în jur. Asta e situația. Sunt terenuri intravilane, tot așa, crezi, buruieni, mărăcini, orice. În afară de asta, oamenii s-au obișnuit să-și facă curățenie în curte și în fața casei, jumătate de metru, cât ține șanțul sau așa, dar pe o rază de 10 metri drum și asta nu se mai ocupă nimeni. Haideți să facem odată primăvara și odată toamna, printr-o hotărâre de Consiliul Local, pot să mă ocup de ea, o zi a curățenii, o sâmbătă a curățenii, să iasă toată lumea să-și facă curățenie. Noi, dumneavoastră, ca primărie, aduceți soma în ziua de sâmbătă, cum făceam pe drum. 100 de saci, 200 de saci și toată lumea își strânge, inclusiv moștenitorii celor care au proprietăți acolo. Nu se poate. Crengile aruncate pe malul apei, frunze aruncate pe malul apei, trebuie să facem voluntariatul s-a uitat. Noțiunea de voluntariat nu se mai știe. Da. Bine. Eu fac proiect de hotărâre, să știți. Și să vedem ce ies. Trebuie să iasă ceva. Trebuie să-i obligăm pe oameni dacă nu vor să facă de bună voie. Proiectez, dar vreți oameni. Postem? Nu știu. Păi interesăm. Deci există hotărâre. Este hotărâre. Da. Nu se cheamă ziua curățeniei, că programul de gospodărie. Da, programul de gospodărie. Da, programul de gospodărie cu ora, da. Domnul Trestaru, vă rog să ridicați mâna. Domnul Dăscălescu. Domnul Dăscălescu, vă rog să vreau să aduc în atenția dumneavoastră că tot mai mulți cetățeni din zona Coton, cu calea Onești, DN11 și cimitir în partea cealaltă, dar cu faptul și reclamă pe bună dreptate cu o parte din pod pe care tranzitează și în fiecare zi de 2-3 ori, mergând la magazin, la biserică, duminică, la maxi taxi, s-a surpat. Iar puntea de lemn care a fost făcută cu 8 ani, care se sprijinea pe cea parte, e putredă, și un real pericol. Unii dintre ei se mai încumete. Nu v-ați cumpărat că am fost eu și am primit cu bandă avertizoare, dar s-a rupt și s-a deteriorat. Unul dintre ei se mai încumete să treacă. Alții pe punte, alții pe carusare, care în curba e un real pericol și acolo. Și ne roagă dacă putem și domnul Ioan știe, a fost și de acolo, dacă putem să facem ceva în sensul ăsta, să remediem, să refacem puntea, să facem
deci pe structură metalică, să asigurăm materialele care avem pe respectivul din zona de aici care a zis că se ocupă de punct, numai să-i punem la dispoziție materialele care ne le cere. Da. Dacă domnul primar ține cont și vrea, cred că îi permite și timpul. Am vorbit cu Radu de câteva ori. Radu e Radu, așa, el ba vrea materiale, ba... Dar acum că e și vremea bună, trebuie aprofundată problema. Acolo există un real pericol, e foarte periculoasă zona. Mai ales că unii se mai și aventurează, înainte când mai era piciorul ăla de pot, cât de cât, de acurmezit, era altceva. Acum e hău ăla creat până jos acolo, e foarte periculos. Să vedem în, eu știu, să ne apucăm, să găsim o soluție, da, cumva, să vedem cum facem. Vreau să aduc lista de materiale, domnul Radu? I-am spus să o aduc, cred că vorbim de două luni de zile. De două luni de zile am vorbit cu domnul Radu, să vină cu lista de materiale, nu mai ajuns. Ba zice că o face pe iuri din astea metalice. Ba zice că o face, creează el o structură metalică, dar nu mai vine niciodată cu... Da. Cu niște fermi, da. Haideți că o să vedem neapărat să ne ocupăm acolo, că e foarte pericol. Domnul Vici, te ocup cu domnul Radu, vezi despre ce-i vorba acolo, ca să urmăm. Dacă nu căutăm pe altcineva, nu trebuie să ne ducăm nici. Adică asta e varianta cea mai ieftină, bănuiesc. O astfel de structură făcută acolo de o firmă, eu știu, cu pretenții, ia bănuți, nu jucării. Are 14 metri. Nu trebuie proiect? Are proiect de hotărâre din 2012. Proiect de execuție. Proiect de execuție. Nu poți să faci un pod de 14 metri. Domnul Ceaunaș. E punte. Domnul Ceaunaș, aveți cuvântul. Domnul, dacă tot a fost discuția despre resturile vegetale, m-am apucat de curățat izlazul. Ce fac cu resturile de pe izlaz? Acolo sunt resturi vegetale, nu vreau. Da, ce să fac cu ele? Spune domnul Iulia. Haideți că erați urmărată cu soluții. Compostul. Caut numărul de telefon la fabrica de brichete și discutăm cu ei. Da. Doamna Sorina, am înțeles. Deocamdată ați găsit o afacere de prevenție izlas, neproductiv, ca să zic așa, într-un post undeva, și le poți stați acolo, cum o să rezolvăm în situația. Vedem. Toată soluția la unul dintre ăsta nu. Nu știu, nu pot să mă gândesc, adică da, este tot de mult. Domnul Marcos și apoi domnul Ciorcelu. Colegii mei, să plâng să se aducă balastru, pe răzășie ne rugăm să-l luați de pe stradă. Și am să anunțați că în sfârșit e o problemă în față la domnul Pușcașul Vasilis, s-a lăsat, se acumulează apa acolo, poate să plătează o baltă. În asfalt. Dar ne-a lăsit Pușcașul, trebuie remediat, o problemă că... Acolo și am zis de la început a fost și s-a lăsat. S-a lăsat, nu s-a făcut foarte bine. A fost pompat. Și... Nu, mai este domnul Ciorcelu. Numai un pic, iluminatul public se știe ceva și cu proiectul, cel puțin pe rătășie, e o parte jumate, jumate iluminată din stâlp în stâlp, jumate aproape de loc. În cel târziu o săptămână o să primim ce acolo? Suntem pe lista de evaluate. Zici tu, ai tăcut. Da, suntem pe listă, am aflat, pe surse. Suntem pe listă, proiectul este acceptat la finanțare, dar eu am zis, cel mai corect și mai așa e hârtiuța. Când ai hârtiuța oficială, atunci te poți exprima. În maxim o săptămână o să primim și avizul pentru proiectul de iluminat public Comuna Măgura. Domnul Berușcu avea și el notat acolo. N-am vrut să o spun așa cum am... Da? N-am vrut să o spun, că am zis să vin oficial în științarea, să nu creadă cineva când îmi fac cumva punctii sau campanii. Nu am doresc acest lucru, decât să facem lucruri buni împreună. Și eu cred că vom face, nu am îndoieli. Haideți să-i răspunzi domnului Trăistaru, dacă... Mai avea Răzvan o întrebare? Mai eu ai? Ai încheiat? Vreau doar să subliniez faptul că ați adus în discuții cu societatea care toacă resturi vegetale. Cunosc pe cineva pe strada Abatorului care se ocupă de așa ceva. Și de asta vă spun, crengile, dacă luăm, achiziționăm un tocător, putem depozita undeva rumegușul, omul îl ia, care mașină, vine și îl ridică fără nicio problemă. Iar ideea doamnei Sorina de a... Corectarea de la poaca omului, Răzvan. Asta e problema. Pe
Avem servicii din gospodărie, că dacă vine cu tocătorul pentru o taxă de 20, 30, 50 de lei care să hotărăști pe consiliul local, în spate la remorca de la mașina care o avem, pune tocătorul și îi pune direct în mașină dumneavoastră și îl duci. Adică putem reorganiza chestia asta, nu-i poate. De ce nu? Și nu direct la centru de colectare, unul plătește o taxă modică pentru... Trebuie gândit mai în aprofundat. Eu zic să ne gândim la un utilaj bun. Dau unul bun și rezistent ca să țină. Un utilaj bun pe care să-l putem remorca după basculă. Să-l deplasăm unde avem noi nevoie. Iar ideea doamnei Sorina de construit o, de amenajat o zonă ecologică pentru celelalte resturi, că nu o să primească din frunzii, eu știu cum o zis domnul Ceaunaș, resturi vegetale pe izlaz, alea se pot toca și se pot lăsa la compost. Da. Bun. Răspundeți, vă rog, domnului Trestaru. Domnul Trestaru, am câteva lămuriri aici de făcut după solicitarea dumneavoastră. Eu, sincer, nu mi-amintesc ce cantitate de balast să fi rămas la Toma ca să fie atât de destulătoare sau de acoperitoare pentru o eventuală balastare. Chiar nu știu, sincer. Nu știu. Dacă nu să spuneți că a fost, o fi fost. Habar nu. Chiar nu știu. Să fie foarte bine. Dacă sunt să le aduceți dumneavoastră, că nu mă, chiar nu mă supăr. Referitor la tuia, într-adevăr, s-au uscat. Cei de haram, de haram se duce. N-am pătit nimic pe ei. I-am primit și noi, i-am pus, din păcate s-au uscat. Nu știu dacă devin băieții ăștia. Băieții ăștia când nu-i udat, sau că apea au făcut clor, nu știu să vă spun. Cel de zic s-au uscat, s-au uscat, asta e. Lotul 16 și 17, despre care vorbiți dumneavoastră în satul Nou Crihan. Lotul 16 sau 17, nu știu care dintre ele, am fost în instanță cu o persoană, n-am să-i dau numele, nu știu dacă am voie să mă pronunț. Nu, nu. Mai degrabă nu. Am pierdut procesul în instanță, pe considerăm că dumneavoastră avea contract, avea tot ce-i trebuie, avea și redevență plătită, avea și o adresă prin care îi se comunica că există într-adevăr o cercetare acolo, dar care nu s-a mai întâmplat nimic. Ne-a dat în judecată, a mers și pe apel, femeia a câștigat. Nu știu ce să vă spun mai mult de atât. Nu am niciun interes, nici persoana o cunosc, nici n-am avut interes să o cunosc vreodată și nu mă interesează decât să aplic legea, dacă hotărârea instanței spune clar. Care e dreptate? Eu ce pot să fac? Ce să-i spun? Doamnă, zice instanța mea, nu? Faci apel la acea. Dar chiar nu. Și aveam, chiar, o aveam pe doamna, pe doamna jurist, care e judecător la Unește. Nu putem spune că nu a avut pricepere sau nu. Nu, nu. Avea acte, avea tot ce trebuie, contract de concesiuni, hârtii, tot pregătit la zi, proiect, cum s-o prezenta la noi, solicitări pentru certificat de urbanism. Adică avea documente care dovedeau clar că dumneavoastră în decursul anilor s-o strădui să-și rezolve situația. În final, o apela la instanță. Iar instanța a spus clar că da, aveți dreptate. Puteți să mergeți să vă construiți acolo. A dat obligația de a face, să eliberăm certificat de urbanism și autorizații construirii. Lotul următor despre care vorbiți dumneavoastră, ne-am deplasat cu comisia la fața locului acolo și avea elementele constitutive a unei construcții. Deci, efectiv, avea parterul construit cu planșeu. Dar era o construcție nouă. Doamne secretar, trebuie să vă spun asta atunci, nu? Cu Zaharia, cu... O comisie formată de vreo 4 persoane. Cum? Da. Dar nu e vorba de aia care s-a cesionat? Nu înțeleg. De astea la stradă, aici unde erau, unde am intrat noi, până în spate, la... Deci acolo n-am să dau numii ale cui sunt. Adică, nu știu dacă cineva poate avea vreo bănuială vis-a-vis de lucrurile astea. Chiar nu. Cred că eu... Mai ales, domn primar, dacă vă aduceți aminte, da. În 2004-2005, noi am lăsat loturi, da. Și pentru cei care aveau garduri făcute. Exact. Domnul Trăiesar, așa-i? Doamne, eu am... Așa-i? Vă aduceți aminte? Era. În 2004-2005, dacă avea omul gard, îl lăsam în pace. Toți au recidivă care ce au fost mai, ce să mai vorbim? Păi și dacă nu au construit în 24 de luni, automat nu putea ca să intri după 10 ani sau 12 ani. Lasă că va veni cineva să te ajungi. Deci cred că parchetul este singurul care face să te ajungi. Domnul Trăistaru,
Haideți să nu-l certăm, nu-l certăm. Nu-l certăm. Nu-l certăm. Domn primar trebuie să stai. Bun, vorbiți de dumneavoastră, ați spus. Vă rog frumos să faci. Dați-mi voi să vă dau răspunsul, acum plecați. Dacă doriți să... Asta-i răspuns? Dacă nu știți legea, legea 50-91 spunea 24 de luni, dacă nu s-o construie, revine înapoi Consiliul Local. Iar noi, Consiliul Local, în domnul Chitin... Eu vă iau cu cântul. Nu e așa, nu stați cu cântul. Domnul Chitin, că vă trebuie să-i trimite ședință. M-aș lăsa scaun și vreți să mai adresați o întrebare domnului primar, dar nu mă chem discuția. Eu vreau să vă răspund, dacă tot vreți. Ascultați, dacă spune legea, că nu e simpaticos, da cuiva care nu a construit. Domnul Trăistaru, vă rog frumos să ascultați răspunsul domnului primar. Eu v-am spus ceea ce pot să vă spun, ceea ce am eu ca și argument. Adică nici mie nu mă convenesc să bag în instanță și efectiv să pierd, adică să-mi spun în față. Nu ai dreptate, domnule. Nu v-am spus argumentele clare. S-au vrut ca să dea. Nu există așa ceva. Chiar nu există, nu. Domnul primar, așa, mai avem, a spus dumneavoastră de trei proiecte. Luați, vă rog frumos, pe trei proiecte. Dar nu trebuie să-i enervăm. Mi-ați adresat întrebări, dați-mi voi să vă răspund, da? Trei proiecte la gaz. Domnul Trăistanu, așa m-am priceput. Ce vreți să vă spun? N-am avut niciun alt interes. Și să văd și derulez cum am mers treaba, da? Prima dată am avut un studiu de fezabilitate, pe care îl știți și dumneavoastră, făcut pentru obținerea licenței de la Elgaz, da? Aș vrea să fiu răutăcios să vă spun că licența era din 2011. Poate ai spus să-l faceți dumneavoastră, da? Nu le-ați făcut nicio problemă, am reușit să-l facem acum. Și cred că e un lucru bun pentru cetățeni. Pe documentația care am avut-o, am putut să atacăm prima dată tronsonul de la Nicușor Coșocaru până la Dumitrașcu, care avea documentația. Adică ce ar trebui să fac? Să fac altă documentație. M-am folosit de documentația aia, care se consideră a fi o conductă magistrală pe zona aia, când face interconectarea între Valea Măgurii și cu zona din Crian. După aia ne-am apucat de Vâlcică. Dar și vorba de bani, știi, de ce să nu o spun? Poate ești de nepricepere un pic. Am făcut Vâlcica și după aia mi-am dat seama că mai sunt și străduțile astea, 3 sau 4. Le-am prins pe alea într-un proiect. Toate au fost proiectare plus execuții. N-am, primul a fost cu proiectare separat, pentru că aveam studiul ăla de la domnul Coțofană, cum știți dumneavoastră, iar ulterior au fost proiectare plus execuții. Adică nu credem că s-au cheltuit bani pe proiectare în mod deosebit, doar cu gândul de a cheltui niște bani. Așa ne-am priceput, așa ne-am făcut și eu cred că sunt lucruri bune, care s-a făcut în avantajul cetățenilor. Asta am putut noi să facem, să băgăm gaz în Suodol, dacă am avut posibilitatea și ne-am dat seama că avem licență, deși ne-am dat seama târziu, am demarat și am dat drumul la treabă. Nu cred că e o mare nenorocere. Dar nu să mă acuzați că am făcut trei proiecte cu un anumit scop. N-am avut niciun alt scop. Dacă vă uitați la sumele care s-au cheltuit acolo, chiar nu sunt sume mari. Și sunt de bun simț, zic eu. Adică toate cumulat, nu știu dacă ne-au costat mai mult de 4 miliarde de lei vechi, 400 de mii lei sau 500 de mii, maxim. Pe ce a fost pe Suodol acolo? Pentru că am avut și cofinanțare de la Delgaz, am avut... Ne-am descurcat, e bine așa, eu cred că e bine. Dacă mi-a să stăți de altă părere, e problema dumneavoastră, da, nu vreau să ne certăm, chiar nu-mi doresc, doar vreau să colaborăm. Eu cred că veniți să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră. Legea spunea, achizițiile publice, deci nu spun eu. Spunea legea. Vă mai spun și eu, dacă achiziții publici, cele trei contracte, dacă le adunam, toți încadrau pe acel cod CPV în achiziții directe pe lucrări, că era până în pasă 30.000 de lei. Bun. Acum, ce să vă spun? Vis-a-vis de drumul de pe vale. Dumneavoastră aveți o problemă cu drumul ăsta. Nu știu ce fel de paveli vechi au fost. Poate nu erau de bună calitate și s-au uzat. Eu nu cred că au fost pusi paveli vechi, mai ales că sunt câteva paveli pe traversările alea. S-au uzat, asta este. O să le schimbăm. V-am așteptat să facă vremea bună ca să intervenim cu băieții ăștia ai noștri, să le scoată afară, să vedem. Le schimbăm cu alea până o să vină constructorul, care are o problemă. Nici aici nu vreau să dezvolt, că nu cred că e bine, mai ales acum cu... Dacă e în garanție, n-avem bun. Insolvență, ce e? În garanție, n-avem bun. Da, și mai ales că e în garanție, are și o problemă de-a lui, nu vreau să dezvolt subiectul. Aici am făcut adrese, am făcut tot ce este necesar, nu s-o mai prezenta, să-și remedieze. Mai e și canalul ăla acolo, care nu l-a remediat. A venit și domnul Zaharia de la dumnealor de acolo. Am fost cu dumnealui pe drum, i-am arătat, au zis că o să remedieze, n-au remediat nimic. Vorbiți de podeții, de lucruri pe care s-au făcut. Doamne, eu nu știu. Păi jumătate poate nu are podeții. Domnul Trăistaru, deci vă spun aici în fața tuturor, nu am cunoștință eu sau să mă ocupate eu personal
De o situație din asta, să mă duc eu cuiva să spun, domnule, nu, Policai este Traistarul, domnul Traistarul, e Dumnezeu deasupra, domnule, nu o să poate. Nu o să poate asta ceva, chiar nu. Cred că ar fi trebuit, cred că ar fi trebuit să-mi atrageți atenția atunci. Bă, vezi că aici domnule. Bun. Doamna director Vasiluiu, doamna director, mă scuzați, doamna Vasiluiu, aveți cuvânt. Aș avea promitea să ținem cont în bugetul care va veni, eu deja am făcut adrese către UATM Guran cu privire la un teren de sport, măcar un teren de sport la școala 2. Domnul primar știe despre ce este vorba, a luat măsuri. Da. La școala 1 avem aceeași necesitate, doar că avem o sală de sport care e derogare și sperăm să fie ok. Și atunci ne mulțumim cu sala de sport ca să nu consumăm foarte mult bani. Mai e o problemă de reabilitare școală la școală, nu doi corpa A, care n-a fost niciodată reabilitată. Am o soluție. O spun trebuie făcută neapărat, pentru că, atenție, băile la băi, și faianța, și gresia sau... Deci, efectiv, curând. În termenul așa cuvântul despre asta, tot am zis că am două puncte de spus, de fapt, îți vreau cinci. Dar unul este că, acum, în luna martie, până pe 2 iulie, pe administrația fondului de mediu unde avem depus proiectul de iluminat public, se pot depune proiecte pentru reabilitare școli. Când se vorbește de reabilitare școli, anvelopare, centrală termică, electric, și acoperiș, tâmplărie, totul de la zero. E, comuna noastră e comună de peste 5.000 de locuitori, poate să depună un proiect sau două proiecte, dar e cazul de un singur proiect de până la 3 milioane de lei, cu cofinanțare de 10% obligatorie. Avem termen până iulie. O zi bună, domnule Colonel. A, nu? Bun. Avem timp să facem proiectul adevărat. L-am studiat și cu domnul Mici, mi-o trimis mie pe mail. Avem, dacă școala în ultimii 5 ani de zile nu a beneficiat de o reparație sau modernizare pe fonduri, se încadrează cu siguranță. Trebuie o expertiză tehnică, trebuie un audit energetic, care se poate face fără nicio problemă și se dă drumul la treabă. Nu. Bun. Expertiza tehnică este 10.000 de lei și auditul energetic este 4.000 de lei. Cheltuială eligibilă de la finanțator. Condițiile care s-au făcut în plus. Ia, lăsați, domnul Tăstar, vă rog. Condițiile care s-au făcut în plus. Pentru ce s-au făcut la corp unde nu există proprietate? Domnul Tăstar, vă rog să vă spuneți. Dar trebuia dați mi se dea răspund. Stați un pic, domnul Tăstar, la care? La care? Foarte la care proprietate, domnule? Eu nu cred că sunt proprietate. La sunt trei. La Bileman sunt trei. Într-un loc este o fântână în fața unde ați făcut pol. Dar sunt o grămadă, nu? Mergem și le identificăm. Domnul Tresar, este foarte rău. Când puteam ca să facem rigolă carosabil, să puteam să folosim banii într-un alt scop, la ceea ce trebuia. Plus că a rămas 1.400.000 din banii care i-am alocat eu. Foarte bine dacă au rămas. Băi, adică dar ce? Ce s-au făcut? Am făcut și lucruri în plus și a rămas și cu... Economie. A rămas 1.400.000. Și eu, răutatea asta nu cred. Mi-o trebuie cu răspunsul legii, că domnul Tresar, că intră o discuție. Domnule, nu știi ceea ce discutăm noi. Nu erai la timpul când eram eu primar. Scurt! Dar eu sunt președinte de ședință. Păi da, și eu n-am voie ca să dar de diversi cum. Dialog în continuu. Păi nu, n-am făcut dialog. Ba da, asta faceți de jumătate de oră. Eu de respect pentru dumneavoastră, v-am acceptat, dar deja sărim cal. Nu sărim cal. Vă rog frumos, v-am luat cuvântul, numai dacă vreți să mai spuneți ceva, ne vedem la ședința următoare. Da, eu am dispus problema cu angajările astea care domn primar. Ce face poliția comunitară? Domn primar. Ei, ce face poliția aia comunitară? Asta vreau ca să întreb. Îți banii comunității, nu-ți banii noștri. Domn Tăstar, voi evacuiesc de sală. Păi dar nu e așa, domnul, cu cât e evacuat, domnul? Nu mă fie venit evacuat. Chemați poliția comunitară. Ați spus ce ați avut de spus. Ori vă opriți, ori închid ședința. Eu zic, vă rog să-mi respectați. Eu zic că nu e o abordare de o manieră, eu știu, de o ședință de consiliu. Păi sunt bani oamenilor, dar nu trebuie să ții bani aici, nu trebuie să vă exteriorizați așa. Păi dar să spuneți frumos, normal. Poliția comunitar, ce face omul ăla? Domnule Tristan. De exemplu, polițaiul comunitar face citiri la contoare pe teren de ceva vreme cu un angajat al primăriei, pe zona Coton. Dacă vreți, puteți să-l și vedeți la treabă. Deci face omul în teren. Asta face acum. Bun. Domnule Trestaru, vă rog frumos,
Vă respect, dar ne vedem la ședința următoare. Da, eu zic că dacă nu mai sunt toate lucruri discutate, am eu, mai am dumnealui se poate retrage. Eu vreau să vă întreb, domnule primar, dacă vrea cineva. Poți să-i răspund, poți să-i răspund doamnei Vasiloiu? Că... Vă rog, răspundeți-mi. Deci, doamna director, avem deja în teren o echipă acolo. Din păcate, școala 2 nu are intabulare, nu are documentație cadastrală, deși ar trebui să aibă. Iar nu vreau să dau vina pe alte persoane, e și vina mea până la urmă, că din 2016 mi-a putut să fac lucrul ăsta. Și l-am făcut, fac acum. Pentru construirea unui teren, cred, de sport acolo, am văzut și niște oferte foarte bune, în jur de 250.000 de lei, 200.000 de lei, bază sportivă destul de dotată pentru astfel de școală. Tot la fel cum prejmuiri, cu... Cam așa, cred, din ce am văzut. Asta zic orientativ, cam la ce ar trebui să prindem noi în bugetul local. Plus, minus, cât va costa acolo, cu tot cu proiectare, cu tot cu astea, cam acolo ar fi sumele. Și cred că am putea... Poftesc? Nu trebuie și acceptul de la acolo? Ba da. E proiect, e cu proiectare, cu toate. Dar am făcut îndiguiri în spate. Și sper eu să nu avem surprize, să ne treacă sub pota de inundații. Cam ce s-ar putea întâmpla în următoarea perioadă acolo? Și cred că putem pica cu toții de acord ca la buget să prindem măcar un teren de sport pentru școala 2. Aici vom vedea cu porul, despre care cred că la fel se va întâmpla. Se va întâmpla, proiectul va fi aprobat, e trecut de prima comisie la evaluarea financiară acum și tehnică. Eu știu, cred că într-o lună, o lună jumătate vom avea și de acolo, din discuțiile pe care le-am avut recent cu reprezentantul porului. Și vom avea rezultate și de acolo. Așa că rămâne doar pe școala 2, dacă suntem de acord cu toții, să facem un teren de sport acolo și, ca să se rezolvă situația. Domnul Berușcă spune că este o variantă și pentru anvelopări. Și nu dacă există și e bună... Celor din Arada, în urma căreia am reușit să primim o donație în valoare de 26.000 de lei și a 26.750 în vederea gestionările cărturilor pentru diriginți la fiecare clasă. Și totodată, bine, suma ar mai trebui acolo, încă mai lucrăm acest lucru, dar am dorit totuși și din bugetul local, dacă se poate, să ajutăm școala pentru table interactive. Da. Eu vă felicit personal pentru faptul, pentru stăruința de care ați dat dovadă. Și ați făcut rost de o sponsorizare de 26.000 de lei, care nu-i decolează niște bani. Să vedem ce presupune și tot din bugetul local, împreună să găsim soluții să finanțăm proiectul ăsta a dumneavoastră. Acum, nu știu ce va fi pe POR, că în POR avem sală de sport plus reabilitare școală. Nu știu, dotările probabil la nivelul ăsta nu vor intra. Dar... Un deviz? Cu table interactive nu cred. Dar sunt niște fonduri europene, cu table interactive, cu tehnică. Vedeți, dacă ați găsit dumneavoastră ceva. Deci cu toții putem colabora să găsim soluții, oameni buni. De-aia suntem aici. Că decât să ne arecim, să ne dăm contra, aici mai degrabă punem mintea pe calea contribuției și aducem fiecare un plus cât de puțin acolo să ne orientăm prin explicarea cea dreaptă, cum spun, sau cea bună. Sau mai puțin costisitoare pentru buget.